în dorința Camerei de Comerț, a conducerii județului și a primăriei Roman. Acest eveniment face parte din strategia de a aduce cât mai multe lucruri aici la Roman, pe care știm noi să le facem, sigur că da. 16-19 august 2018, 4 zile în care se va vorbi mult de carte în municipiul Roman. Vor fi lansări de carte, conferințe și aș vrea să fac acum să răspund la câteva întrebări care mi s-au pus în această perioadă. În primul rând, de ce parcul? Parcul pentru că este o experiență care mi-a dat această putere de a organiza și la Roman, cum am făcut la Piatra Neamț. La Piatra Neamț am încercat acest târg vreo 4 ani de zile în pavilionul expozițional, care este relativ în centrul orașului, dar succesul l-a avut târgul de-abia după ce a fost dus în parc. Este o atmosferă foarte frumoasă, este unul dintre cele mai frumoase parcuri din țară, din câte am citit și din câte am văzut. De aceea, locația cred că este aleasă corect. De ce această perioadă? Perioada 16-19 august, pentru că în perioada august, populația municipiului Roman se mărește considerabil. După cum bine știți, cei de afară vin în vacanță. Și este o ocazie să arătăm cărțile, să le arătăm și lor că se mai scrie în această țară. De ce Camera de Comerț și Industrie Neamț organizează acest eveniment? În primul rând pentru că știm să o facem, pentru că organizăm multe astfel de evenimente, dar nu este singurul motiv. Vreau să vă spun că în spatele cărților și în spatele scrisului, sigur că da, este o afacere. Editurile sunt societăți comerciale care fac din acest lucru o afacere. Cam astea ar fi întrebările care mi s-au pus și la care am încercat să răspund. Sigur că așteptăm populația municipiului Roman să vină în număr cât mai mare, să vadă și sperăm ca în urma acestui fapt, numărul editorilor care să accepte invitația de a participa la Roman în anii următori să fie cât mai mare. Eu cam atât am avut de spus. Mai trebuie să transmit sigur câteva mulțumiri, în primul rând Consiliului Județean, care ne-a sprijinit, a cofinanțat această activitate, primăriei, care ne-a pus la dispoziție spațiu și, mă rog, logistica pentru a organiza, pentru a face ceea ce vedeți aici. Sigur, mai trebuie să adresez câteva mulțumiri și părintelui Paiu, care a fost pentru această zonă, pentru mine, un real, de real folos. Și am să dau în continuare cuvântul celor care sunt implicați direct sau care ne-au sprijinit direct în organizarea acestui eveniment și am să o rog pe doamna viceprimara a municipiului Roman să transmită câteva cuvinte. Dragi cititori, mulțumim domnului Mihai Bobei pentru inițiativa pe care a avut-o ca începând de anul acesta la Roman să avem parte de Târgul de Carte Libris. Legat de locația aceasta minunată unde ne aflăm, vreau să spun că citeam undeva cândva că fiecare copac își spune povestea și după moarte prin cărțile și rândurile pe care le citim. Sunt absolut sigură că locația aleasă astăzi are legătură și cu ceea ce vă spuneam. Ca și perioadă de timp, mă gândesc că vacanța îi va aduce pe elevi în zona Târgului Libris.
mulțumesc încă o dată Camerei de Comerț și Industrie prin domnul Mihai Popei. Vă invit cât mai mulți romașcani să călcați în zona expusă cu foarte multe cărți. Să aveți o zi frumoasă! Vă mulțumim și aș dori să invit reprezentantul editurii Clepsidra, domnul Părintele Paiu lipsește, dar o să-l cheam pe domnul Lucian Strochi, care este un scriitor cunoscut, are așa de multe titluri că nu o să le înșir aici pe toate. Mulțumesc, domnul Lucian. În primul rând, aș spune că, deși e prima ediție, Târgul de Carte va fi un succes și, prin urmare, vom avea măcar 100 de ediții. Spun asta gândindu-mă că Roma nu este un oraș al cărții, cum e și un oraș al statuilor. În timp ce Mihai vorbea, mă uitam că în spatele nostru sunt numai statui, în față numai statui, începând cu cea apostolului Andrei. Deci au și ele dreptul să citească, să asculte versuri, muzică, să se întâlnească cu scriitori importanți. Deci cartea este la ea acasă. Doamna viceprimar spunea ceva despre copaci. Aș spune că, de fapt, prin amplasarea aici a târgului, se mai face un act de dreptate, și anume cărțile se întorc în copaci, ca să spună mai departe, prin frunze, prin cercurile acelea fonte, pe povestea lui. Dar aș vrea să spun că la acest târg, deși suntem abia în prima zi, încă nici nu s-a deschis complet, deja sunt personalități de valoare națională și chiar internațională și aș aminti câteva dintre ele. În primul rând vreau să salut prezența scriitorului Casian Maria Spiridon, care este președintele filialei Iași a Uniunii Scriitorilor din România. Apoi îndrăznesc să spun distinsul orientalist, poet, critic, Marius Chelaru. Desigur, sunt de față, ca să spun numai despre oaspeți. La fel, ar trebui să vorbim și despre edituri. Iată, directorul unei edituri care deja simte nevoia să iasă din cort și să ajungă până la gară cu cărțile sale. Mă gândesc la domnul Alger și la prietenul său Crăciun. Mă gândesc că sunt televiziunile de față și iată, îl salut pe Ducu Mihail în dubla calitate de scriitor și de teleast. Așa. O salut și pe distinsa profesoară și scriitoare Violeta Lăcătușu, iată și Mihai Hanganu și domnul Susen și domnul Chirica și domnul Dan Dimitriu și mai tânărul, mai tânăra mea cunoștință, domnul Romilă, din partea editurii Serafica și așa mai departe. Iată, deci, avem public. Pentru că marea problemă era dacă, acum în aceste zile de totală destindere, ca să nu spun altfel, cel puțin la bugetar, iată, îl văd și pe Mircea Bostan și tot vin scriitor. Deci, eu cred că Macarie, Dosotei, și până la cine vreți dumneavoastră, doctor Arbătescu sau Paiu, care din păcate e la o înmormântare a fetei unui confrate la Bacău, dar va veni și el, toți ne vom strădui să
ținem sus păcâia cărții. Să le mulțumim în primul rând celor de la Camera de Comerț și Industrie, pentru că, deși Mihai spunea că până la urmă e și o afacere, e nu știu ce, vreau să vă spun că sufletul nu se cumpără și nu se vinde și că ei fac acest târg de mulți ani cu niște pierderi semnificative, dar și cu câștiguri pe măsură, numai că câștigurile nu sunt materiale, sunt spirituale. Le mulțumesc din suflet și orice faptă bună va fi și pedepsită pe măsură. Vă mulțumesc! Domnul Lucian, încercam să găsesc și eu o justificare palidă a implicării Camerei de Comerț în această activitate. De asta am dus-o către această latură afacerii. Sigur că, din punct de vedere al Camerei de Comerț sau celorlalți implicați, nu este o afacere, e un lucru de suflet pe care îl facem. O să invit acum pe domnul director al editurii Serafica, domnul director care... nu știu cum să vă spun, n-am schimbat foarte multe vorbe, n-am înțeles din câteva telefoane și care este aici alături de noi, constant bogat de carte. Vă rog, domnul director. Bună ziua tuturor, bine ați venit la Târgul de Carte. Nu știu în ce măsură mă cunoașteți. Eu lucrez mai mult în redacție, în tipografie. Am tot produs cărți în ultimii 10 ani și acum a venit momentul să prezentăm și noi cărțile noastre. Și am primit un spațiu generos din partea organizatorilor. Iar pentru acest lucru vă mulțumim. Ne bucurăm să ne prezentăm marfa. Cât privește locația, că s-a tot vorbit, atât domnul director, cât și doamna viceprimar. Eu mi-aduc aminte că în urmă cu 20 de ani, seminarist fiind, ieșeam foarte rar la plimbare în oraș, așa erau timpurile, era mai restrictivă modul, pedagogia de formare. Era urât, erau multe ciori, pe când acum am florit parcul, este un spațiu foarte frumos. Mulțumim Domnului și pentru această vreme frumoasă și sperăm ca rămașcanii, chiar dacă nu au posibilitatea să cumpere cărțile, măcar să treacă, să răsfoiască, să vadă și altfel de activități. Au fost bălci, probabil că am mers și acolo, alte produse prezentate. Aici este vorba de cu totul alt lucru, e bine să vadă și această sferă. Noi prezentăm cultură, prezentăm opere frumoase, lecții de viață, e suficient să deschizi o carte și ai ce învăța. Chiar dacă nu putem învăța de la televizor, de la școală, putem să învățăm multe lucruri din cărți. De aceea este important ca tinerii să-și procure propriile cărți, copiii să deschidă cărți, să se familiarizeze cu cărțile, pentru că toată viața, cel puțin până la facultate, o să aibă de răspui cărți. Mai aduc aminte de un lucru, a fost transferat la un moment dat la Bacău și acolo, așa era pe o cale de acces, mergeam cu mașina, era parcul trandafirilor. Cine cunoaște zona. Ei, acolo erau băncuțele în parc și s-a făcut niște răfturele, mini-biblioteci și erau puse cărți de la diferit. Erau pur și simplu donate cărți, puse acolo la dispoziție. Și să știți că era multă lume care veneau, făceau schimb de cărți, luau, citeau și am spus, iau că ce frumos ar fi, pentru că am stat mult în România, nu sunt născut aici, dar activez în această localitate. Și încă de acum 5 ani îmi doream să fie și la Roman posibilitatea ca lumea să treacă într-un parc și să deschidă o carte. Vă mulțumesc! Acum aveți posibilitatea. Vă
mulțumesc, domnul director. În această perioadă de 8 ani de zile de când sunt implicat în organizarea târgului, am cunoscut oameni frumoși, cărți frumoase, vorbe frumoase, am intrat în altă lume. Unul dintre acești oameni frumoși, care între timp, sper să nu exagerez, mi-a devenit și prieten, este domnul Valentin Ajder, de la editura Icon, pe care am să rog să ne adreseze câteva vorbe. Mulțumesc! Cred că ar trebui revigorată asociația Prietenii Cărții. Sigur că devenim prieteni. Mă gândeam acum, în timp ce ascultam oamenii cărții vorbind despre cărți, sigur, eu vreau să fiu mai optimist și cred că vor veni și oameni vii aici, în afară de statui și copaci, sper să vină și oameni vii să citească, să le răsfoiască, să le ia acasă eventual. Cred că ceea ce se spune în Evanghelie, unde se vor aduna doi în numele Lui, adică numele Cuvântului întrupat, vine și El, eu cred că e valabil și pentru cărți, pentru că în virtutea corespondenței între cuvântul cu majusculă și cuvintele astea puține cu minusculă care împânzesc cărțile, cred că acolo unde vin 2-3 în numele unei cărți, vine și autorul, chiar dacă este în viață, chiar dacă nu mai e printre noi, și se instalează un spirit al cărții care trece peste toate, eu știu, lucrurile contondente ale cotidianului și ale contingentului. Am vorbit prețios acum. Mă uit după fața lui Casian Maria Spiridon și mi-am dat seama că am vorbit foarte prețios. Ce să vă spun? Vreau să vă spun că noi încercăm să fim autentici în ceea ce publicăm și în ceea ce facem. Adică niciodată nu vrem să părem mai mult decât suntem. Venim cu ce avem de spus în fața dumneavoastră, indiferent câți oameni ne ascultă. Dacă vedem că sunt 7 oameni sau 700, Doamne ajută, nu? La o conferință, o ținem la fel de serios, adică nu facem shortcut-uri, așa cum se întâmplă pe la universități, că dacă sunt 5 studenți, e bun, hai mergem la cărciumă și vedeți voi ce faceți. Nu. Pentru că ne întoarcem iar la corespondența dintre cuvintele astea mici și înapoi la cuvântul cu majusculă. Eu cred că tot ce se rostește la un moment dat în univers începe să rodească și să rostuiască într-un fel realitatea. Și vorba unui mare intelectual încă necunoscut, îi spun și numele, Florin Octavian, deși puțin ați auzit de el, el își încheie un eseu despre, cum să zic, futilitatea postmodernismului în toate aspectele lui, cu următoarea frază: rugăciunea face la fel de mult sens și în mijlocul mulțimii și în pustie. Că cred că actul de lectură autentic are ceva din bogăția și din plenitudinea rugăciunii. Așa că să ne rugăm împreună până duminică și să ne bucurăm unii de alții. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc. Dacă domnul Casian Maria Spiridon dorește să ne transmită câteva cuvinte, îl așteptăm cu drag aici. Ar trebui să marcăm în primul rând faptul că romanul pentru acțiune de genul ăsta apare pe harta culturală a Iașului, a României, la Iașului, și orice acțiune culturală dă sens unui oraș, așa cum statuile astea arată că este un oraș de o localitate oscură. Legat de carte, vreau să vă aduc aminte că ea nu este o afacere pentru scriitor. Dar, în momentul când un scriitor, până mâna pe copii și începe să scrie o carte, în momentul ăla, încă o mie de ramuri industriale și de care vezi dumneavoastră comerciale, intră în activitate. Pentru că după ce deci ăla care face condei câștigă, nu? Eu trebuie să-i cumpere condei, nu? Ăla care face hârtia câștigă, nu? Că pe hârtie apare. Ăla care tipărește, ai nevoie de celălalt, deci automat.
Deci ăla care are nevoie de hârtie trebuie să meargă în pădure și stai copacul, este o fabrică întreagă care face hârtie și așa mai departe. Deci 1000 de lucrători sunt direct implicați în nașterea unei cărți. Cel mai puțin câștigat de treaba asta, vă asigur eu, că este scriitor. Dar el rămâne cu nevoria, ceea ce nu-i puțin lucru, nu? Dar afacerea asta e după ce nu mai este, atunci devine nevoitor. Încât îi doresc ca mâine de comerț să insiste să facă în orice oraș din județ un astfel de târg. În felul ăsta vor apărea și cititori, iar scriitorul se va bucura că poate cineva îi cumpără cartea și o citește. Eu vă mulțumesc și vreau încă câteva cuvinte. Trebuie să fac un pic, facem un pic de reclamă, nu se poate altfel. Există o mică parte în care a să invit o colegă de-a mea să facă o prezentare a unui proiect pe care Camera de Comerț îl derulează și care, sau și de care ați putea beneficia. El este în derulare și poate că vă este util să auziți câteva vorbe. Mulțumesc, Andreea, te rog. Fac parte din colectivul Camerei de Comerț și Industria județului Neamț. Lucrez la Departamentul de Programe și Relații Internaționale și am venit astăzi alături de colegul meu să prezint un proiect care practic este pe cealaltă parte a de activitatea Camerei de Comerț, pe partea de fonduri europene și de finanțare europeană. Mulțumesc! N-aș vrea să acaparez evenimentul. Am să fiu foarte succintă pentru că aș vrea să prezint pe scurt obiectivele acestui proiect și activitățile principale. Nu știu dacă ați remarcat când ați intrat în acest pavilion, avem un roll-up cu titlul proiectului și pe care, mă rog, el a fost lansat în luna mai, dar aș vrea să-l aduc la cunoștința publicului romașcan. Titlul proiectului se numește Manageri competenți pentru întreprinderi responsabili, business responsabil. Este un proiect cofinanțat din fondul social european prin programul operațional Capital Uman 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este de 2.548.633,21 lei și este implementat în întreaga regiune de dezvoltare în Nord-Est. Beneficiarul acestui proiect este Camera de Comerț și Industrie a județului Neamț. Aș vrea acum să vă prezint obiectivul principal al proiectului. Și anume, dezvoltarea unor competențe specifice pentru 501 persoane prin furnizarea de programe de formare, activități de business coaching și organizarea unor evenimente cu scopul de a facilita adaptarea întreprinderilor în care își desfășoară activitatea la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv, identificate conform strategiei naționale pentru competitivitate, și cu domeniile de specializare inteligentă conform strategiei naționale de dezvoltare, cercetare și inovare. Nu știu dacă câte persoane din sală știu care sunt domeniile de politică industrială pe care le vizează acest proiect: turism și ecoturism, textile și pielărie, lemn și mobilă, industrii creative, industria auto și componente, tehnologia informațiilor și comunicațiilor, procesarea alimentelor și a băuturilor, sănătate și produse farmaceutice, energie și management de mediu, biochimie, agricultură, silvicultură, pescuit și acvacultură, biofarmaceutică și biotehnologii. Obiectivele specifice ale acestui proiect, o să vi le citesc foarte rapid ca să vedeți exact ce presupune implementarea acestuia. Obiectivul specific 1, creșterea nivelului de informare și conștientizarea angajatorilor care își desfășoară activitatea
sau intenționează să-și adapteze activitatea la sectoarele economice de specializare inteligentă conform obiectivului general, privind importanța și utilitatea participării angajaților la programe de formare continuă prin organizarea unei campanii în întreg teritoriul al regiunii de nord-est. Pe scurt, este vorba de organizarea unor cursuri de specializare în domeniul resurselor umane. Facem cursuri de inspector resurse umane, inspector manager resurse umane, manager proiect, manager de responsabilitate socială, curs de competențe antreprenoriale și curs de manager inovare. Ce este de reținut că toate aceste cursuri se vor fi gratuite, se vor organiza în, cu deplasarea participanților în trei orașe turistice din regiunea de nord-est. Acestea sunt Vatra Dornei, Gura Humorului și Durău. Vor fi complet gratuite pentru că toate cheltuielile ce necesită deplasarea, cazarea și masa cursanților vor fi decontate prin acest proiect. Dacă există în sală persoane care sunt interesate să participe alături de noi în implementarea acestui proiect, vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon ale Camerei de Comerț, pe site-ul camerei programe@cginet.ro sau direct la sediul nostru. Vă mulțumesc foarte mult! Fără vârstă. Da. Până la 64 de ani. Da. Mulțumesc foarte mult! Da, mulțumesc, Andreea, n-ai avut emoții. Eu aș vrea să vă traduc un pic în câteva vorbe. În general se fac tot felul de cursuri de pregătire și de perfecționare și așa. Cursurile astea, în general, se desfășoară în locații, în cursul după amiezii sau în zilele în care oamenii nu pot veni, nu pot participa la aceste cursuri. Există această tendință, nu numai în România, în toată lumea, ca în diverse locații, omul să fie rupt de activitățile sale zilnice, poate împreună cu familia, poate cu, nu știu, cu copiii, și să se deplaseze în acest loc în care timp de 7-8 ore pe zi va face doar curs, se va gândi doar la acest lucru. Cam asta e mare, sunt vreo 4 locații pe care le-a amintit colega mea. Cei care sunt în domeniile de activitate care au fost amintite se pot înscrie pentru o săptămână de zile, plătit tot. Da, cam atât a fost de spus. Eu vă mulțumesc tare mult și cred că vom intra direct în conferința de presă.